Bună dimineața, culegem roadele dacă am dat dovadă de responsabilitate și de maturitate. Astăzi însă ne încântă oamenii și activitățile familiare. În plus am face orice să-i protejăm pe oamenii pe care îi iubim. Este o zi excelentă pentru a ne ocupa de chestiuni ce țin de familie, de casă sau chiar de imobiliare. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec. Mânat de entuziasm, sunt șanse mari să cheltui bani fără măsură. Mulți nativi încearcă să umple golurile emoționale cu obiecte de care nu au nevoie. Este în schimb o zi potrivită să o dedici chestiunilor casnice. Taur, ai putea avea parte de o discuție nu tocmai confortabilă cu partenerul sau cu cineva din familie. Important acum este să înțelegi că nu contează neapărat ce spui, ci mai degrabă cum spui. Gemeni, tot ce zici acum ar putea fi mai târziu folosit împotriva ta. Așa că îți recomand și astăzi să fii foarte atent în fața cui îți deschizi inima. Rac. Se pare că încă nu ți-ai învățat lecția și în continuare pui nevoile altora mai presus de ale tale, drept urmare și consecințele se văd. Este foarte tentant să cheltui bani ca să intri în grații cuiva. Leu. Unii nativi mai că ar sări în sus de bucurie deoarece bifează un obiectiv. Alți lei se simt sufocați de ranchiuna pe care o poartă cuiva. Fecioară. Deși te-ar face să te simți mai bine, ai o reținere când vine vorba să spui adevărul. Mulți nativi se tem să nu piardă susținerea cuiva. E important să profiți de această zi ca să lucrezi în echipă. Balanță. Ai putea ajunge la o înțelegere financiară avantajoasă, dar asta presupune să dai un pic din coate, nu să stai în banca ta. Scorpion. Sunt șanse mari să-ți recapeți motivația după câteva zile în care poate nu ai avut prea mare chef. Umpleți ziua cu activități care îți dau o stare de bine. Pe plan profesional, cuiva s-ar putea să nu îi surâdă planurile tale. Săgetător. Astăzi s-ar putea să fii indignat că nu toată lumea ia munca la fel de în serios ca tine. Totuși ai putea primi sfatul unui specialist, iar dacă ții cont de ce îți spune, ți-ai putea îmbunătăți finanțele. Capricorn. Ai vrea să te cuibărești în brațele cuiva, dar îți trece repede dacă o poveste de dragoste te îngrădește și nu te lasă să fii tu. Alternativ, li s-ar putea reproșa că sunt cam reci. Vărsător. Ai putea exagera nițel cu banii pe care îi investești în confort. În plus, în relațiile cu oamenii apropiați, mai renunță și tu la orgolii. Și tot astăzi s-ar putea ivi ocazia să faci ceva care să te scoată din rutină. Pești. Dacă zilele trecute te-a luat gura pe dinainte, acum o să regreți că ți-ai asumat atât de multe angajamente. Spre după amiază ai putea primi și niște vești incitante. Acesta a fost horoscopul, găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, astrolog Bianca Nuț.